Un apel disperat a pus pe jar pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență de la Orșova. Prezența acestora a fost solicitată de urgență în zona restaurantului Pescăruș, unde un bărbat era prins în apele înghețate ale fluviului. La sosirea pompierilor, persoana se afla la circa 15 metri de mal, conștientă și prezentând risc de hipotermie din cauza temperaturii scăzute a apei. La o distanță mică de bărbatul căzut în Dunăre se afla și un câine, pentru salvarea căruia din apele fluviului bărbatul își pusese viața în pericol. Misiunea de recuperare din apă a fost destul de dificilă, întrucât gheața putea ceda în orice moment. Pentru aducerea la mal a celor doi a fost nevoie ca unul dintre salvatori să fie întins pe o targă cu prelată. Echipat corespunzător cu veste de salvare și asigurat de pe mal cu două corzi de salvare de către restul echipajului, pompierul a ajuns prima dată la bărbat, pe care l-a adus în siguranță la mal. A reluat din nou operațiunea și pentru salvarea câinelui. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost predat unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și transportat la Centrul de Primiri Urgențe din municipiul Orșova. Reacția orșoveanului, care a pășit pe gheață pentru salvarea câinelui din apele înghețate, este cu atât mai sensibilă cu cât animalul nu îi aparține, el fiind un câine fără stăpân. Impresionat de drama patrupedului, pompierul care l-a salvat a dorit să îl ia la el acasă, doar că imediat ce s-a văzut salvat de la moarte sigură, animalul a zbugit-o la fugă și s-a făcut nevăzut.